Bună seara, doamnelor și domnilor. Avem trecut de ora 7 și revenim cu discuții. Încercăm să creăm o undă, un curent de opinie verde despre drepturile omului, despre mediu, despre supremația legii, despre stat de drept. Vorbim pentru prima dată cu oameni care au mai participat în alte emisiuni. Până acum tot prezentam oameni noi. În seara asta, iată, domnul Constantin Lupăiescu de la Târgu Mureș, profesor de fizică. Cum e? Din Târgu Mureș, de la Târgu Mureș. Da, profesor de fizică. Înțeleg că colegul lui de școală, domnul Mihai Buga, care a mai vorbit și zice că se află pe lângă Milano, în Italia, și Alex Stan, care înțeleg că e în Spania acum, nu? Sau... Nu, eu sunt în București. A, ești în București. Suntem dar amândoi în București. Eu sunt Oleg Brega. Spania, nu e nicio problemă. Am înțeles. Sunt un fel de moderator și om nou în Partidul Verde. Aseară am fost provocați de un tânăr din Statele Unite, tot român, interesat de felul cum evoluează COVID și cum se dezvoltă viața politică la ei. Ne-a provocat să discutăm despre drepturile omului, mai ales despre persoane dezavantajate, marginalizate în societate, și văd că îi place ideea asta și domnului Lupăiescu azi. Ne-a provocat să discutăm despre venitul minim garantat. Zic să începem cu asta și să vedem ce facem cu asistații sociali pe care îi deranjează atât de tare și clasa politică și cetățenii care se lasă manipulați de mass media. Cam multă lume în România e deranjată de asistații sociali și când colo vin niște progresiști de la Verzi și vorbesc despre venitul minim garantat. La ce vă gândiți? Ce aveți în vedere, domnul Lupăiescu, când spuneți asta? Nu știu dacă venitul minim garantat e același lucru cu venitul universal de bază. Dar venitul universal de bază, pot să vă spun că este o idee care se discută foarte mult în ultima vreme, pentru că acum nu știu în ce măsură este potrivită această temă de discuție în contextul actualei epidemii, că poate că ar fi trebuit să începem cu niște chestiuni arzătoare la ordinea zilei, cum ar fi fost epidemia. Da, dar vorbim deja de 3 săptămâni despre asta, am trecut în revistă cam toate țările pe unde sunt români, la televizor tot numai asta ni se vorbește, acum încercăm să ne pregătim deja și de vreme de pace, nu? Această idee a venitului universal de bază e o idee foarte captivantă, având în vedere dezvoltarea explozivă a societății române, a societății umane în general. Era să zic a societății românești, dar nu numai a societății românești. Societatea românească s-a dezvoltat foarte mult. Chiar dacă putem să cârcotim și să fim nemulțumiți de o grămadă de aspecte politico-economice, adevărul este că în ultimii 30 de ani noi am făcut un salt înainte uriaș. Pentru, și aici mă refer la nivelul de trai. Deci saltul este evident, nu-l vede numai cine nu vrea să-l vadă. Acum, cine are meritul pentru asta? Greu de spus. Eu cred că, așa cum spunea Miron Costin acum mai multe secole, cred că oamenii sunt sub vremuri și nu vremurile sub oameni. Deci cred că societatea se duce înainte și ne ia cu ea, indiferent de calitatea umană a celor care constituie clasa politică și chiar indiferent de calitatea umană a mari mase a oamenilor societății. Sigur că e de dorit să avem oameni cât mai deștepți, cât mai buni meseriași, cât mai devotați meseriei lor, dar cred că mecanismul social este până la urmă mai important decât calitatea individuală a omului. În acest context, e bine să, și cred că, de ce am propus această temă? Pentru că un partid cred că trebuie să se uite înainte și înainte de tot. Și cred că trebuie să ținem cont de faptul că în societatea actuală, din ce în ce mai mult se produce pe seama mașinilor. Adică mașinile produc foarte mult pentru noi. Și această producție pe care o fac roboții
Nu știu dacă ați fost prin fabrici, nu v-am spus, dar sau poate v-am spus, una din pasiunile mele este robotica. Conduc cercul de robotică de la colegiul nostru, dar oricum mă pasionează Ați pomenit, sperăm că au reținut spectatorii noștri, da. modul în care robotica ne influențează viața de zi cu zi și principalul lucru pe care îl aduc roboții este o productivitate a muncii extraordinară. Productivitatea muncii care înseamnă, bineînțeles, și necesitatea ca oamenii să părăsească vechile lor joburi. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta pentru că este foarte important. Gândiți-vă câte joburi dispar numai în domeniul transporturilor și vor dispărea în viitorul foarte apropiat. Mașinile autonome sunt deja o realitate și mai durează foarte puțin până când majoritatea mașinilor se vor conduce ele însele. Gândiți-vă câți șoferi sunt în lumea asta, ăștia pur și simplu vor ieși de pe piață. Gândiți-vă că magazinele moderne, inclusiv cele în care te duci tu, bine, magazinul modern este de tipul comerțului online. Acolo roboții sunt cei care pun mărfurile pe rafturi, roboții sunt cei care preiau comanda și întocmesc un pachet pe care ți-l expediază și tot robotul ți-l încarcă în mașină și curierul numai ți-l aduce la ușă. Dar și în magazinele clasice, gândiți-vă că deja sunt funcționale sisteme în care clientul se duce, ia marfa de pe raft și o pune la el în geantă, în sacoșă și s-a debitat cardul lui cu suma aferentă mărfii pe care a luat. Și Deci, în Italia am văzut, chiar în localități mici, pe lângă Roma, benzinării fără niciun angajat. Te-ai dus, da, ți-ai în pus Italia benzină, ai știu că plătit cu cardul și ai plecat. am pățit și eu, da. Gândiți-vă, deci dispar șoferi, dispar vânzători. Nu numai, dar dispar lucrători în domeniul bancar. Citeam acum foarte de curând că anul trecut în România au plecat din sectorul bancar dați afară sau disponibilizați sau pur și simplu pentru că au părăsit 20.000 de lucrători. Lucrul acesta nu e o glumă. Tot mai mult se automatizează. Ce facem cu societatea noastră? Pentru că gândiți-vă că roboții produc tot mai mult, e nevoie de tot mai puțină intervenție umană. Și atunci o idee foarte interesantă, foarte, foarte interesantă, este cea a venitului universal de bază. Ce zice asta? Zice următorul lucru. Credem că firmele care produc, toate firmele, trebuie ca bună parte din veniturile lor să le trimită la un fond care constituie fondul necesar pentru instituirea acestui venit universal de bază și acest venit universal de bază sunt niște bani care se dau absolut tuturor. Așa cum se dau alocațiile la copii. Indiferent că muncești, că nu muncești, că ești bătrân, că ești tânăr, toată lumea primește venitul universal de bază. Acest venit universal de bază, în primă instanță, bineînțeles că nu va fi suficient pentru ca să te întreții, adică va fi o sumă mică și poate, în schimb, să-ți acopere anumite nevoi. Indiferent că rămâi șomer sau că lucrezi, tu primești banii respectivi. Dacă vrei să câștigi mai mult, n-ai decât să îți găsești un job și să lucrezi. Cred că într-un viitor nu foarte apropiat, dar nici foarte îndepărtat, se poate ajunge în situația în care majoritatea veniturilor noastre sau cea mai bună parte a veniturilor noastre să fie constituite din acest venit universal de bază. Asta introduce și creează un tip de societate nou și foarte interesant. Și vreau să vă spun că experimental venitul universal de bază s-a introdus în diferite țări. Puteți să căutați pe internet, denumirea este UBI, Universal Basic Income, și s-a constatat un lucru foarte interesant, că în locurile în care venitul universal de bază era consistent, nu știu, în țări cum ar fi, de exemplu, Finlanda, s-a constatat că a fost introdusă experimental pentru o perioadă de timp. S-a constatat că oamenii nu muncesc mai puțin. Ai fi tentat să zici că, domnule, îi dai bani omului și ăsta nu mai muncește. Nu e adevărat. Dimpotrivă, oamenii, nemai fiind presați de grija zilei de mâine, pot să-și îngrijească mai bine banii și pot să-și caute un loc în societate care să le convină lor foarte mult. Bun. Și asta este ideea. Acum, eu am avut o inițiativă legislativă care este o jumătate de pagină. Dacă vreți, pot să vă citesc, este foarte interesantă. Deocamdată spuneți-mi dacă vă interesează această idee. Încă o singură idee și după aceea vă dau cuvântul. Cineva
scrisesem pe un messenger că despre Yubi și cineva mi-a spus că nu e atât de inteligent încât să știe despre ce e vorba. Am scris Yubi pentru că dacă scrii Yubi în Google, îți vine imediat despre venit universal de bază și pe Wikipedia se găsește și se găsește într-o grămadă de locuri. Deci, condiția că știi englezește. E foarte interesant. No, Yubi, Ubi, Ubi, dar mie îmi place și cum sună, știți, Yubi. În românește ar fi Yub, indemnizația universală de bază. Și poți să mai pui un I acolo la sfârșit. Poți zici Yubi și în românește. Vă ascult. Mulțumesc. Eu susțin, sunt de acord, sunt așa de convingere aproape socialiste. Să vedem ce zic colegii noștri bucureșteni și... Nu e socialism, nu e comunism. Nu e, dar când ai grijă de pături, ia uitați-vă acum pe vreme de criză, când toată lumea are venitul ăsta garantat, nu steme că o să piardă gazda unde locuiește, nu steme că nu o să aibă cu ce să-și hrănească familia, nu? Și omul poate să înceapă și un business, să riște cu un business cine are venitul garantat. Nouă, modernă, nu e nici socialistă, nici de stânga, nici de dreapta, nici e ceva nou. Bine, e liberală, hai cum să-i zicem, libertină. Este progresistă. Ok, hai să-i zicem așa, dar ca să nu fim acuzați de socialism. Mie socialismul nu mi se pare foarte strașnic, mai rău e cum s-au purtat până acum socialiștii, cei care pretindeau că sunt socialiști. Cred că acolo a fost o perioadă istorică ce actualmente este depășită. Ca și comunismul. E foarte, foarte des aud în mass media și chiar în viața de zi cu zi și la copiii de la școală, că ești comunist. Nu despre mine, despre cineva care are concepții comuniste. Ce înseamnă comunist? Comunismul a fost o ideologie care era potrivită secolului al XIX-lea. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când oamenii erau foarte mulți muritori de foame, atunci a apărut comunismul și atunci însemna ceva. Acum ce mai înseamnă comunism? Nu mai înseamnă nimic. Dar în general se folosește comunism, comunist, cu sensul de retrograd. Când vrea să spună ești înapoiat și ai niște idei învechite, zice că ești comunist. Dar nu prea are niciun... Eu din cauza asta resping ideea de comunist. E societate nouă, trebuie să venim cu idei noi. Domnul Buga și-a pornit microfonul, înseamnă că vrea să vorbească. Eu aș fi lăsat pe domnul Alexandru, okay, din București. Da, și am să vă explic după aceea. Ok. Mulțumesc. E o emisiune foarte interesantă, sincer să fiu, sunt foarte multe lucruri de spus și acum cu riscul că o să mă lungesc, dacă considerați că mă lungesc prea mult, mă opriți, dăm cuvântul și altcuiva sau poate mai facem chiar o emisiune, pentru că sunt de acord în proporție covârșitoare cu ce a spus profesorul Constantin înaintea mea, totuși vreau să merg și eu un pic înapoi în istorie ca să ajungem în prezent. E evident că trăim niște vremuri în care, cum să spun, nivelul de trai e clar că a evoluat. Nici eu nu sunt de acord cu ce spun anumite voci că nu trăim mai bine. Ba da, se observă chiar și în societatea asta în care am avut, și mă refer la România, am avut o clasă politică care vedem cum ne tratează. Apropo, o fac o paranteză aici, ați văzut și vreau să nu sărim peste chestia asta, poate o abordăm, ce s-a întâmplat ieri până pusă masă cu legea aceea cu cei care au pedepse până în 7 ani, pot să facă închisoarea acasă și așa mai departe. Aș vrea să revenim la un moment dat. Dar este evident că societatea, într-adevăr, avem un alt nivel de trai. Adică, cum să spun, bunicii noștri sau chiar și dacă mergem, nu-și imaginau, chiar și în vremurile acestea de pandemie, că totuși stăm acasă, nu zic, sunt poate și oameni nepăstuiți în continuare, stăm acasă, putem să ne procurăm totuși una alta, avem apă caldă în continuu, apă rece, adică sunt niște progrese evidente. Pe de altă parte, nu aș vrea să neg ideea socialismului, aici sunt de acord cu Oleg. Socialismul întotdeauna sau politicile de stânga au avut grijă de masa mare de oameni. Că în acel interval politic în care vorbim de comunism, ele au fost aplicate greșit și în ce sens? În sensul în care s-a pornit de la o bază foarte corectă și adevărată și baza aceea, mă duc un pic în spate. Când s-a întâmplat Revoluția franceză, au avut anumite deziderate.
ăla este punctul în care apare capitalismul, da? Pentru că Revoluția franceză, înainte de asta, cum bine știți, era feudal, societatea feudalistă, regi, regine și așa mai departe, monarhi în general, și a apărut acest concept în care dezideratele Revoluției franceze, preluate după aceeași de pașoptiștii noștri, au fost liberté, egalité, fraternité. Noi, cu excepția Europei de Est și a altor, eu știu, a Chinei, Cubei și așa mai departe, care am avut această deviere spre comunism, în general, lumea vestică, occidentală, Statele Unite, trăiesc în capitalism de 300 de ani. Ei bine, acest capitalism se pare că în acești 300 de ani a eșuat în a îndeplini aceste condiții care au fost dezideratele Revoluției franceze. Adică nu vedem liberte decât, ok, că putem să ne exprimăm liber, dar vedeți chiar și în timp de pandemie se întâmplă niște restrângeri ale dreptului omului, ok, să spunem că sunt, le acceptăm, nu avem ce să facem, dar trebuie să vorbim despre ele. Egalite în sensul de echitate socială nu există. De fapt, inechitatea socială crește de la zi la alta în sistemul capitalist. Da, vedem și vă și explic de ce și nu vedem nici fraternitate sau solidaritate, adică și o să merg un pic, eu cred că dacă îmi permiteți și o să merg fix pe firul acesta și o să spun următoarele. Acest sistem capitalist suferă în însăși inima sa în ceea ce privește sistem democratic. Și ce vreau să spun, mare parte din noi ne petrecem timpul la locul de muncă. Da, locul de muncă ne mănâncă poate mai mult timp decât petrecem în sânul familiei sau cu cei apropiați. La locul de muncă în societatea capitalistă, punctul esențial îl reprezintă, exceptând profesiile, eu știu, de educație sau așa, îl prezintă corporațiile. În interiorul corporației nu există deloc democrație, pentru că acolo există principiul următor. O corporație este condusă de un board of directors, da, board director, care este ales pe următoarele principii. Este ales de către cei care dețin acțiuni, termenul în engleză, shareholders. În modul de vot și care se întâmplă în interiorul unei corporații, spune așa, o acțiune este egală cu un vot, astfel încât dacă un acționar are 1 milion de vot de acțiuni, el va avea 1 milion de voturi. Dacă 1 milion de acționari au doar, nu știu, 500 de mii de acțiuni, ei vor avea doar 500 de mii de voturi. Deci în cele din urmă, în acest sistem, decide exact cel care deține majoritatea acțiunilor. Astfel încât cealaltă masă de oameni care lucrează atât pentru ceea ce produce corporația, ceea ce vinde corporația, nu fac parte din decizie. Ca să nu mai spun că este o inegalitate extrem de mare, adică shareholderii, care în mare participă doar cu capital, nu și cu munca și așa mai departe, ei de fapt își iau cea mai mare parte de profit. Da? Adică ei decid ce produce compania, cui vinde, cât vinde, cât produce, în ce condiții produce, apropo de robotizare și așa mai departe, și cel mai important, ce se întâmplă cu profitul. Există și o alternativă la acest lucru, care poate părea înapoiată, pentru mine nu e deloc înapoiată, există chiar și în interiorul sistemului capitalist, se cheamă întreprinderi cooperatiste. În cazul întreprinderilor cooperatiste, un vot este un membru egal un vot. Nu contează câte acțiuni deții tu și așa mai departe. Asta ce aduce? Aduce o mai mare implicare și redistribuire atât a profitului, dar cât și a deciziilor către toți participanții în acea întreprindere. Astfel încât și simplul muncitor din fabrică, care totuși depune efortul lui pentru realizarea produsului, își poate pune amprenta și își, punctul lui de vedere să conteze în deciziile pe care compania le ia și, repet, ce produce, cât vinde, unde vinde și mai ales, asta e mai important, ce face cu profitul. Într-o întreprindere cooperatistă, decizia se va lua în opoziție cu ceea ce se întâmplă într-o corporație. Adică se poate alege să se reinvestească
Și asta, bineînțeles, că crește întreprinderea și asta înseamnă un bine absolut pentru toți cei care participă la acest proces decizional și de fabricație și de producție, dar mai ales pot alege să redistribuie către toți participanții din acea cooperativă. Asta înseamnă creșterea nivelului de trai al venitului pe care ei îl încasează de acolo. O să vă dau un exemplu, o societate care funcționează în Țara Bască, dar în Spania, în regiunea Bască, funcționează din 1956, este pornită la bază de un preot catolic cu încă 6 muncitori, se cheamă Societatea Mondragon. Sunt convins că ați auzit de ea. Societatea Mondragon astăzi este o companie de renume, are peste, cred că, zeci de mii, poate au depășit și 100.000 de angajați. Inechitatea, ca să vedeți diferența între sistemul corporatist și cel de cooperativă. Într-un sistem corporatist, shareholder-ul ajunge poate să ia, să câștige de 1.000 de ori mai mult decât cel care ia cel mai mic salariu în acea corporație. Într-o întreprindere cooperatistă, de exemplu, am luat această întreprindere Mondragon din Spania, diferența este de 1 la 8. Deci este o distribuire mult a uzufructului pe care noi, cei care participăm la procesul de producție, îl avem, distribuirea income-ului și a ceea ce produce ca profit firma, ca să nu mai spun de deciziile, apropo, și revenim la ce spunea domnul Constantin, eu sunt de acord și, într-adevăr, s-au desființat deja în istorie, am observat, vă dau un exemplu, meseria de cizmar, că tot am avut un conducător, da? Nu mai există în ziua de azi. Și sunt perfect de acord cu faptul că, într-adevăr, pe măsură ce mașinile vor fi conduse singure și vor dispărea și alte, evident, dar în același timp eu vreau să pun, și de asta am făcut toată această aliterație și am spus toată povestea asta. Eu cred că noi, societatea și Partidul Verde, mai ales că se înclină și spre ce înseamnă o viață sănătoasă, natură și așa mai departe, trebuie să avem un cuvânt de spus. Acum, eu nu spun să nu mergem în ritm accelerat, în mod continuu, ca un ciclist de performanță, să alergăm în continuu, să fim progres, 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 progres. Dar totuși trebuie să avem și dezbateri, pentru că de multe ori veți observa că pentru noi, oamenii, poate fi interesant ca să mai, cum să spun, să mai diminuăm așa din viteza cu care ne ducem spre progres, tocmai pentru ca pentru a nu ne mai simți, pentru a putea să ne punem și noi o amprentă, că până la urmă tot ceea ce întreprindem în această viață, fiecare dintre noi ca individ și în totalitatea noastră ca societate, o facem ca atâta timp cât suntem pe pământul ăsta și mai ales ce lăsăm în urma noastră, urmașilor noștri, să ne ducem o viață cât mai fericită. Și fericirea nu constă neapărat în a avea progres continuu la o viteză, cum să zic, foarte mare de... Fericirea poate consta în lucrurile simple și observați acum, stăm în casă, da? Sunt convins că mulți dintre noi care au familii, copii, sau observă anumite lucruri pe care le-au regăsit acum în toată criza asta și pandemia, pe care oarecum le pierduseră din vedere, fiind prinși în mirajul ăsta capitalist în care trebuie să mă duc să produc, vin acasă stresat, că am de făcut câteva treburi. Nu știu dacă m-am lungit foarte mult, aș vrea o singură idee după care să predau cuvântul, dar nu am terminat tot ce am de spus, deci poate o să mai primesc cuvântul după aceea. Aș mai vrea doar să spun, legat de ce spunea tot domnul Constantin mai devreme, este foarte important, într-adevăr, să punem problema unui universal basic income. Și lucrul ăsta nu se întâmplă neapărat doar în societăți socialiste de stânga. Vedem, de exemplu, țările din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită sau așa mai departe, Qatar, care trăiesc din extracție de petrol, au venituri foarte mari. Nu vreau să par că bat câmpii, nu știu exact, dar din câte am fost informat în trecut, n-am mai urmărit, acolo există așa ceva, adică oamenii au un nivel de trai, conducătorii, chiar dacă există un regim destul de autoritar, au înțeles că din bogăția pe care le oferă solul și cu care ei, ca și conducători, ce sunt acolo și ei și așa mai departe, sunt putre de bogați, este important să dea și locuitorilor țării o parte, pentru că
și e foarte bine ce a spus domnul Constantin, experimentul finlandez tocmai asta demonstrează. În momentul în care tu îi dai omului niște bani, fără să-l condiționezi dacă își caută sau nu job, dacă e lenei sau nu, vei observa, și asta deja s-a observat în Finlanda, următoarele lucruri. Omul este mai puțin stresat, are putere de concentrare mai mare, are o dorință și o fericire mai mare care îl face să se implice în temele sociale. Adică este mai deschis, are mai mult timp la dispoziție, nu mai este atât de înverșunat neapărat, pentru că vedeți și societatea asta românească, noi, apropo de comunicare, și iar îmi place foarte mult că l-avem pe domnul Constantin cu noi, a atins în emisiunea trecută un punct esențial. Eu cred că lipsa aceasta a comunicării, adică nu ne place să ascultăm, provine, are pe fond unul dintre chestii, și stresul cotidian. Suntem atât de stresați, suntem într-o alergătură așa de mare în continuu, încât pe fondul acesta devenim, fără să vrem, mai nervoși. Dacă la asta adăugăm și nenumăratele tâmpenii pe care le fac conducătorii noștri din clasa politică care conduce de atâta timp, este evident că am devenit ca nație mult mai nervoși, mult mai... În momentul în care lucrurile și mai toată lumea reușește, la un moment dat are acoperită nevoile de bază, veți vedea că lucrurile astea se diminuează. În Finlanda exact acest lucru o arată experimentul. Într-adevăr, nu îl face pe unul care nu are job să-și caute. S-a demonstrat în Finlanda. Nu, va avea același... Nu îl face, dar îl face să fie mai puțin stresat, mai atent cu sănătatea lui, mai atent cu ce mănâncă și mai atent în relația cu ceilalți. Nu mai este atât de agresiv verbal. Și astea sunt beneficii extraordinare. Mă opresc aici. Și are mai mult timp, are mai mult timp să mediteze asupra vieții, asupra rolului lui în societate, are absolut timp să facă absolut inițiative artistice, civice, inițiative comerciale, chiar dacă știe că riscă, dar are unde să aterizeze. E o plasă de siguranță. Lucrează ce vrea el. Exact. Bravo. Foarte bine. Foarte bine. Statisticile spun o societate. De acolo te duci unde vrei tu, că nu mai ești condiționat, trebuie neapărat să-mi țin job-ul. Mă duc exact mai mult, aia fac. Exact ce spuneam de întreprindere cooperatistă, și anume, într-adevăr, trebuie să ne intereseze ca societate să fim în progres, să ne facem o viață mai bună. Dacă putem robotul să funcționeze în locul nostru, hai să-l punem. Dar nu așa orbește. Adică, în primul rând, trebuie să ținem cont de oameni, nu de roboți. Da? Dacă, de exemplu, eu am... am de ales între a pune un robot să lucreze și totuși a pune 10 oameni să lucreze, e posibil ca în anumite situații, chiar dacă nu sunt atât de eficient, să-mi doresc să păstrez acei 10 oameni să lucreze, pentru că poate vor face un lucru manual și nu-l fac robotizat și atunci calitatea este, chiar dacă nu producem atât de mult, dar producem mai calitativ. În al doilea rând, acei oameni își văd un rost în viață, pun în orice domeniu, că e artist, că e... simte că e folositor societății într-un fel. Adică vreau, aici e o dezbatere la care trebuie să fim foarte atenți. Da, bun, mă opresc și o, dar mai am foarte multe poate chiar filozofică, da. Dar statistic s-a constatat că în România cei mai mulți cetățeni care lucrează trăiesc sub nivelul de sărăcie. Deci lucrează degeaba și toți săraci rămân. Cheltuie toți banii pe întreținere, pe transport. Mai bine decât să lucreze degeaba, mai bine să stea degeaba și să cei care câștigă mai mult să întrețină și pe ei. Și domnul Lupaiescu a comparat situația asta cu venitul minim garantat cu indemnizația pentru copii. Eu aș compara-o cu pensia care se dă persoanelor care chiar n-au lucrat niciodată, n-au fost capabili sau n-au vrut și tot le se dă o pensie socială. Iată, acum în Republica Moldova au murit 2 medici. Printre primii 6 decedați de COVID sunt 2 medici. O femeie de 79 de ani continua să lucreze în spital pentru că a vrut femeia să se simtă utilă, că a învățat 10 ani și cum așa după 20-40 de ani de serviciu să iasă din sistem și a continuat să lucreze până la 79 de ani. Mi se pare un mod eroic, frumos de a muri. Și azi a murit o femeie de la Soroca de 65 de ani. Ea deja de 3 ani trebuia să fie pensionată, continua să lucreze în sistem și iată a murit și ea eroic. Deci dacă omul vrea, continuă să se implice, chiar dacă are probabil nu doar o pensie socială, ci o pensie mult mai mare asigurată. A vrut să se implice, poate pentru venituri mai mult, poate pentru că vrea să fie activă social, poate pentru că se simte solidară cu oamenii ăștia bolnavi. Implică, duc de fapt societatea înainte. Ei sunt cei care aduc înainte, nu cei care oricum nu lucrează.
Și am mai auzit azi despre un senator român, nu mai spun din ce partid e, care, medic fiind, totuși a ales acum, în perioada de vacanță politică, să meargă la spitalul lui din Arad și să lucreze. Ceea ce mi se pare minunat, iată, un caz demn de atenție și de remarcat. Trebuie să-l luăm în Partidul Verde. Să-l invităm, da. Poate domnul din Italia iese din depresie, din tristețe și ne povestește și părerea lui despre această inițiativă năstrușnică a noastră. Că iată, trei suntem înflăcărați pe ideea venitului de bază garantat. Dumneavoastră încă nu v-ați dat cu părere. Nici nu ați aprobat, nici nu ați negat. Nu vreți să rămâneți în minoritate. Hai, tirul. Începe tirul. Ar trebui să porniți microfonul, totuși. Microfonul, da. E mai bine cu microfon. Și că atunci când se face tăcere, se aud cum zboară îngerii, da? Moldoveni, sunteți poeți. Tot nu românul s-a născut poet. Dacă nu chiar dacă îl cheamă Istvan sau Oleg. Bucur, împreună cu mine suntem suceveni. Deci tot din zona aia. Să încercăm să dăm o mână de ajutor. Deci dacă dați aici, dacă sunteți pe telefon sau, da, clic pe această imagine unde apărăm toți, vă va apărea la un moment dat niște semne, unul din ele e microfon, poate l-aveți pe mut. Că mai devreme v-am auzit când ați vorbit, acum nu vă auzim. Ceva se întâmplă. Nu, n-ați oprit microfonul? Probleme tehnice. Următor, haideți să ori mai așteptăm, ori continuăm discuția și imediat cum își rezolvă, îi cedăm cuvântul. Da. Domnul Bugă, chiar vă sugerez să ieșiți din discuția asta și să mai intrați o dată și poate se activează microfonul. Mulțumim. Ok. Dacă i-am lăsat pentru un pic mai târziu și poate că ăsta este un moment bun, să vă citesc inițiativa mea legislativă. Este făcută din patru propoziții, sau poate nu sunt chiar patru propoziții, sunt patru fraze. Și se poate găsi pe internet, eu am pus-o și la dispoziția partidului, numai că n-a fost neapărat cineva care să o vadă. Eu o pun la dispoziția partidului, mi se pare foarte interesantă. Deci se numește așa, eu am să citesc aici. Mă auziți, da? Și mă și vedeți. Da. Da. Este așa, proiect de lege pentru instituirea indemnizației universale de bază. Articolul 1. Fiecare cetățean al României cu domiciliu în țară are dreptul să primească indemnizația universală de bază. Articolul 2. Indemnizația se acordă în fiecare lună calendaristică și are, atenție, valoarea inițială de 1 leu pe lună. Articolul 3. Indemnizația universală de bază nu poate decât să crească. Articolul 4. Indemnizația universală de bază nu poate fi suspendată sau diminuată prin nicio hotărâre a vreunui organism central sau local. O decizie de acest tip nu poate fi luată decât prin referendum. Și cred că asta este o variantă un pic mai veche. Am specificat undeva că nu poate fi impozitată. Deci ideea este foarte simplă și eu zic că este interesantă. Valoarea de 1 leu pe lună nu ar fi o povară bugetară în acest moment. Și specificația că această indemnizație nu poate fi scoasă ar face ca să nu poată duce decât la creștere. Creșterile se vor întâmpla atunci când vor fi economic posibile. Deci, nu știu, peste 5 ani sau peste 10 ani când am ieșit din criză, până atunci se păstrează la nivelul de 1 leu pe lună. Da? Peste 10 ani e bun economic, partidele vor decide că trebuie să crească această indemnizație și o cresc la valoarea de 50, de 100 de lei pe lună, cât o fi. Dar, având în vedere că ea nu poate decât să crească... Cu riscul de a interrompe că poți să de o formă de microfon. Da, da, s-aude. Cedăm dumneavoastră cuvântul că vă suntem datori aici, noi am vorbit toți. Da, dar stați să termine omul cu inițiativa legislativă, chiar dacă erau trei fraze, dar încă n-a terminat-o. Articolul de bază este articolul 3. Că nu poate decât să crească. O să revin la ce a spus Constantin mai devreme, pentru că e interesant.
Am ceva de spus aici, legată de chestia că să așteptăm după partide. Nu e chiar așa. Chiar vin cu exemple din istorie, chiar din Statele Unite, inima capitalismului, de la președintele Roosevelt. Dar să-i dăm un cuvânt domnului Bugar, că suntem datori. Noi am vorbit toți, ne-am expus o părere. Da, mulțumesc pentru spațiu. Vă spuneam că, deci eu sunt, că am văzut că Oleg are dubii în a localiza poziția unde locuiesc eu. Orașul cel mai apropiat de mine se cheamă Leco. Eu sunt exact din Balabio, e undeva, dacă faceți un triunghi cu baza Milano și Bergamo, ar fi vârful de deasupra. Aproape de aproape de lacul Lario se cheamă. Eu am aterizat la Bergamo în aeroport, am mers cu Elveția. Am aterizat la Bergamo în aeroport, am mers la Milano cu autobuz, de la Milano am luat trenul spre Genova și deci am călătorit în nord, știu câte ceva, dar nu cred că lumea știe prea mult de Milano și de detalii din astea. Oricum, mersi. Spune-ne că ești sănătos, Mugur, mai întâi și mai întâi. Da, da, da. Deci eu nu numai că sunt sănătos, toți cunoscuții pe care i-am eu sunt sănătoși de aproape îndată să face o lună de zile, pentru că eu ultimul antrenament l-am făcut pe 8 martie, până nu a venit decretul și ne-a băgat în case în mod gradual, deci într-o săptămână că lumea nu înțelegea foarte bine că trebuie să stea în casă. Acum vreo câteva zile a încercat ministrul de interne să dea o libertate pentru copii, să poate să iasă un pic afară guvernatorul, pentru că dacă știți, din punct de vedere administrativ, Italia nu e chiar ca Elveția împărțită pe cantoane, ca în Elveția, dar și în Italia regiunile care formă administrativă intermediară între județ și țară, are o autonomie destul de importantă și guvernatorul Lombardiei, vă spuneam că s-a opus categoric pentru regiunea Lombardia ca lumea să iasă, să se plimbe. A spus că deocamdată, din cauza datelor de la noi, situația încă este la limita suportabilității sistemului sanitar și atunci a preferat să mențină măsurile de îngrădire maximă a mobilității populației, în sensul că controlele sunt stricte, inclusiv pe șosele, dar nu numai pe șosele, și bine, aici trotuare nu prea sunt, lumea circulă foarte puțin pe jos, dar circulă în manieră turistică, deci sunt cărări foarte bine semnalizate și au început să facă controle și pe poteci. Parcurile, bineînțeles, sunt închise toate cu lacăt. Am făcut astăzi o fotografie de la... Nu vă descurcați cu mâncarea, poți să te aprovizionezi. Pentru că vă dau un exemplu, apa minerală. Da, deci aprovizionarea cu mâncarea. Deci să mergi la magazinul alimentar. Să mergi la magazinul pule până la vopsea, până la chestiuni de grădinării sunt deschise. E permis accesul, bineînțeles. Deci ce trebuie să spun? Am ieșit cam de două ori pe săptămână cu mașina în perioada asta. De fiecare dată cu adeverința care s-a modificat. Inițial era o declarație pe proprie răspundere în care spriceai datele personale și unde mergi în momentul când ai oprit, pentru că nu se completeze o hârtie la fiecare ieșire, mai ales pentru cei care merg la muncă. Eu, de pildă, nu lucrez în perioada asta pentru că activitatea mea înseamnă antrenoratul, eu am încercat să fac desfășor activitatea de antrenor internațional de ciclist și lucrez cu clienți privați sau cu societăți. Bineînțeles că întrerupându-se activitatea sportivă complet,
inclusiv antrenamentele la orice nivel. Inițial, vă spuneam că măsurile au venit gradual, inițial s-a acceptat celor care se pregătesc olimpicii și cei care au performanțe de nivel internațional și național să se antreneze, după și lor. Mai mult decât atât, ieri am primit un e-mail de la Federația Ciclistică Italiană în care ne-a avizat că concursurile nu vor fi reluate înainte de 1 iunie. Deci în Italia deja se știe, ăsta e un mesaj foarte important. Eu mă așteptam să mai dureze luna aprilie, dar avizul ăsta mă face să înțeleg că nici măcar luna mai nu va permite activitate sportivă, pentru că dacă vine un asemenea... Oare și școala tot de la 1 iunie va începe? Ce mesajul din partea Federației de Ciclism, mă bănuiesc și celelalte sporturi au primit mesaje similare. Întrebam de școală. Despre școală aud discuții foarte puternice de final de ciclu, deci de școală. Deci înțeleg că pregătesc susținerea examenilor online. Extraordinar. Este o opinie deduse de mine, deci nu este oficială, dar tot mai multe voci stau și discută dacă este posibil să le facă, să le facă evaluarea de acasă. Moment. Deci mie mi se face pentru că îmi dau seama. Vă mai dau un exemplu. Vă mai dau un exemplu. Ieri, de fapt eu în fiecare zi ies, pot să spun așa pe românește, pe jumătate ascuns, pentru că am norocul că locuiesc la... Eu de aici, acasă în pădure, am 5 case. Dacă nu mă reclamă nimeni, am șansă să-mi fac mișcarea și să ies în aer liber. Pentru că eu vă spun, instinctul meu îmi spune că dacă stau în casă cu o lună de zile, am șanse mult mai mari să mă îmbolnăvesc decât... Deci, vedeți, eu echilibra măsurile foarte stricte care sunt scrise pe hârtie, care sunt justificate din cauza cazurilor puține care sunt aici în Italia irresponsabile. Sunt persoane irresponsabile. Vreau să vă propun. Din automatism să fac același lucru pe care le făceau înainte. Domnule Buga, vreau să vă propun să închideți camera, să rămâneți doar cu microfonul ca să se audă continuu. Altfel, Facebook încearcă să transmită și video și audio și se pierde deseori fraza sau întârzie, sunt pauze lungi. Opriți doar camera, microfonul lăsați-l și vorbiți-ne, vă rog, și despre tema abordată de noi în primele 40 de minute, despre venitul minim garantat sau indemnizația universală, cum zicea domnul Lupaiescu. Perfect. Ia să vedem acum dacă am închis camera. Da, acum pare că se aude în continuu. Da, acum ascultăm părerea dumneavoastră. Cum faceți-mă atenți că dacă am probleme de conexiune, trec pe telefon, că bănuiesc că e conexiunea mai bună pe telefon. Am probleme de tipul ăsta și cu celelalte conferințe pe care le fac și după un anumit timp începe semnalul să conexiunea să-mi dea probleme. Cum știți că e mai bine, dar eu cred că e bine, suficient să vă auzim. Bine, atunci la tema care se dezbate astăzi. Mă auziți bine în momentul de față? Da, da, ziceți. Da, da. Da, te okay. Auzim. Da, noi l-auzim, el nu ne aude. Oarecum m-ați luat pe nepregătite... Nu, vă aud și eu și dacă mă auziți, e în ordine. Deci vă spuneam că e o tematică extrem de interesantă și în același timp cred că și revoluționare.
cred că face parte din ceea ce s-a făcut înainte de a pune în practică comunismul. Deci teoriile pe care le susțineau Marx și Engels, care pe hârtie au fost apreciate de foarte multă lume sau de mare parte din lume, dovada că jumătate de lume le-a pus în aplicare, în China încă e în stadiul respectiv. Această tipologie de practic ar însemna o nouă redistribuire a bunăstării, dacă vă aduceți aminte, domnul Oleg, că această tematică eu am foarte, foarte clar în minte, pentru că problemele mari apar din faptul că ceea ce se produce în această lume care mai devreme sau mai târziu cred că va deveni globalizată complet, pentru că chiar dacă sunt trei forțe foarte mari, acum se știe că Statele Unite cu Europa fac un front comun, încearcă să echilibreze cu Uniunea Sovietică echilibru la nivelul acesta. China și ea cooperează din punct de vedere economic cu celelalte două să le chemăm deja organisme. Poluri de putere. Eu mi-am notat câteva chestiuni din ceea ce spunea bună în sensul corect al dezvoltării ideilor. Sunt câteva întrebări care asupra cărora, bineînțeles, că o să trebuiască să răspund într-un mod concret. Pentru că e clar, automatizarea și robotica are o comoditate, pe de o parte, dar pe de altă parte ridică problema reducerii aportului forței de muncă, deci din ce în ce mai multe persoane, să nu uităm că populația globului a ajuns în momentul de față la aproape 8 miliarde, în condițiile în care când am născut noi erau 3 miliarde și 200 de milioane, deci mai mult decât s-a dublat în 50 de ani. Da, da, așa am învățat în școală, că și suntem 3 miliarde. Dacă vă amintiți, eu sunt de principiu autonomiei fiecare persoane individuale din punct de vedere în perioada respectivă, exact. Deci spuneam că fiecare persoană ar trebui să fie autonomă. În principal din punct de vedere economic, pentru că în momentul când economic este autonom, cum spuneam, reușește să-și construiască un parcurs fără presiuni psihice, fără teama de zile de mâine, ceea ce este o chestiune fantastică. Acum, acest lucru depinde cui se adresează. Pentru că o să vă dau un mic exemplu. Ce s-a întâmplat la noi în țară, în România, cu programele de finanțare a mediului rural de tip APIA. Și am văzut-o cu ochii mei în zona în care am crescut, adică în județul Suceava, în zona de munte, în care mi-aduc aminte că din timpul bunicilor mei, deci din perioada comunismului, oamenii, cu toate constrângerile care le exercitau regimul comunist, oamenii erau totuși autonomi. Fiecare reușea cu vaca lui, cu oile, cu calul, cu găinile, să depindă foarte puțin de restul societății și să fie 90% independent. El, dacă reușea să-și cumpere păina, uleiul, zahărul, care nu se produceau în zona respectivă, ei de la un an la altul nu aveau niciun fel de stres.
din punct de vedere al aspectelor elementare. Ce s-a întâmplat după 90 în zonele respective? Dacă terenul, așa dificil cum era și arid din punct de vedere a productivității, pentru că terenul zona de munte se vă spunea, în Italia, agricultorii, marea majoritate, își întrețin fermele după program. Eu am rămas surprins când am văzut că se duc cu tractorul cu la ora 3 sau 4 după amiază, în condițiile în care el lucrează în schimbul într-o unitate industrială sau, mă rog, ture să facă multe sectoare de activitate. Ajunge acasă, se schimbă, mănâncă, după care își face programul de agricultură. Sâmbăta și duminică, aceeași chestiune. Dacă eu am cosit pânul cu coasa și l-am adunat cu grebla, cu calul, cu poșori și așa mai departe, să-i văd aici că nu se dau jos de pe tractor și în loc să crească 3 vite, 6-7 oi, cât putea să crească o familie în Bucovina, aici să țină de la 20 de animale în sus, lucrând peste program, am stat și m-am gândit, domnule, da, într-adevăr, se câștigă, e frumos, e, dar în același timp lași o mulțime de oameni neocupați. În România, vă spuneam, cu programele APIA au venit fonduri și mi s-au spus, cultivați pământul, întrețineți pădurile și vă dăm bani de la stat. Au ajuns banii la oameni, am fost pe terenurile unde pe vremuri coseam și la vecini și așa mai departe, am rămas șocat pentru că fânețurile unde tăiam cu coasa până și pâraele erau lăsate de izbeliște, ca omul să nu fie amendat de organismele care finanțau și care controlau finanțarea respectivă, împrumuta sau își ducea un cunoscut cu o motocositoare mecanică, tăia în mijloc o suprafață derizorie, lăsa iarba tăiată în mijlocul pânațului și asta era activitatea cu care el justifica intrarea banilor care erau destinate, care erau destinați în cu tot o altă direcție, practic. Și atunci eu vă spun, trebuie atât de bine analizată modalitatea în care acest venit minim garantat ajunge la populație, pentru că este extrem de complicat să se găsească un algoritm care să funcționeze. Pentru că depinde de gradul de educație a populației la care ajunge. Și o să vă mai spun o chestiune. Dacă în Finlanda și în partea nordică funcționează chestiunile astea, și fac o paranteză și să spun că de un an de zile și Italia încearcă din nevoie obiective, pentru că aici a scăzut nivelul de trai, de un an de zile există o anumită susținere a celor care rămân fără loc de muncă, care se numește reddito di cittadinanza, înseamnă venitul de cetățean, care se alocă și celor care nu sunt cetățeni italieni. Deci dacă ești rezident în Italia, ai aceleași drepturi ca și cetățeni, deci nu fac distinție între naționalitatea în sine. Se cheamă venit de cetățenie, dar este extins la toți cei care au, mă rog, care au domiciliu, care au rezidență în Italia. Mulțumesc, domnule Buga. Sunt foarte curios să vedem unde se va ajunge, pentru că e nouă chestiunea, e de mai puțin de un an de zile. Asta e tendința în lume. Mă rog.
Și aveți dreptate cu agricultura, poate că România are populația urbană mai mare decât cea rurală. În Republica Moldova mai mulți locuiesc la țară și fac agricultură de subzistență. Deci lucrează zi și noapte pe lotul lui de un hectar sau maxim două ca să-și întrețină familia. Iar fermierii mari agricultori tot nu pot să facă business dacă nu sunt subvenționați de stat. Deci agricultura fără subvenții de la stat nu există. Și astfel de oameni sigur ar avea nevoie de niște venituri, mai ales unii lucrează cât pot, dar după aceea când nu mai pot, gata, rămân cu lot, dar flămânzi. Domnul Lupăiescu Oleg, are... vreau. Da, Alex, vrea... A, Și după scuză-mă. aceea domnul Lupăiescu îl informez că Da, am am pregătit propovăduit de imaginea care agricultură. mi-a dat. De Am început cu agricultură. imagini pe ecran. Există. Imediat vă. 30 de secunde, pentru că mă leg de, fix de ce a spus Oleg mai devreme. Agricultura. Păi, ăsta e un subiect foarte important, da? Agricultura. Îl vedem acum în criza asta, când ne punem fiecare problema că ce bine ne-ar sta fiecăruia dintre noi să avem acolo o mică grădină, niște legume pe care să le creștem noi, eu știu, și poate și niște animale domestice, fie ele păsări sau eu știu altceva, dar eu spun în felul următor. Mă întorc la cooperativă. Da, îți dau dreptate. Statul trebuie să acorde importanță, mai ales statul, mai ales România, care noi din totdeauna și avem terenuri fertile și avem o câmpie a Bărăganului și nu numai atât de întinsă și renumită, nu numai la noi, în toată Europa. Aduceți-vă aminte, nu știu, 100 de ani în urmă, noi de aici plecau grâne pentru a hrăni toată Europa, da? Dar în același timp consider că tocmai în agricultură cu preponderență e un segment unde se observă că individualizarea, împărțirea eu știu, hectare, pe chestii mici și lăsarea doar ca familia respectivă să se ocupe de acel hectar, nu este productivă. Și aici cu atât mai mult sugerez ideea de cooperativă. Eu știu că sună comunist și nu e un mare neadevăr când se atribuie chestia asta. Eu știu ce a făcut comuniștii, pentru că bunicul meu în tot timpul spunea: domnule, eu n-am vrut să le dau, au venit comuniștii să le dau toată avuția mea și tot ce dețineam să-i pună el la comun. N-am fost de acord și m-am luptat cu ei toată viața. Există chiar și povești, acum nu știu dacă sunt adevărate, că însuși Ceaușescu a omorât, se ducea și în pușca pe aia care încă nu era el președinte, care nu voiau să... Dar totuși trebuie să ieșim din tabu, ok? Au fost foarte multe părți rele în comunism, mai ales preluate de la faptul că, deși a plecat pe ideea că este okay, o societate pentru toți, de fapt a ajuns în mâna tot a unor 20 de oameni. Asta e principala problemă care s-a întâmplat în comunism. Ca teorie ideologică, ea nu a fost foarte greșită și mă refer aici socialism. Și de ce spunem, eu de ce nu mă feresc să spun socialism? Păi pentru că este format din social, ism, cum este capital, ism. Adică spune foarte clar care este principiul de bază al ideologiei. Și evident, când ne gândim la cei mulți, suntem social ism. Când ne gândim la cei cu bani, ca și cum ei sunt principalul motor al ceea ce se întâmplă cu noi, e capital ism. Și deci asta am vrut să spun. Eu zic că avem nevoie de o dezbatere pentru a readuce și pentru a scăpa de tabul a ceea ce înseamnă întreprindere cooperativă cu preponderență în agricultură. Sunt convins că dacă acei oameni de la țară poate și ar pune la comun hectarele, ar lua o decizie comună, măi oameni buni, în loc de fiecare pe un hectar, avem la comun 20 de hectare. Muncim cu toții, ne împărțim, avem altă forță când muncim cu toții, putem fi și mai productivi pentru segmentăm altfel ce producem pe anumite hectare și așa mai departe, inclusiv negocierea când vindem după aceea produsele pe care le obținem. Închei, nu vreau să... Asta atât am avut de spus momentan. Rugasem să punem o imagine pe ecran, se poate? Este, o bag acum. Te rog. Eu voi până ce pune Oleg imaginea pe ecran, vreau să ne păstrăm deocamdată că dacă am discutat asta în seara asta, să discutăm despre această idee a venitului universal de bază până la capăt. Și cred că, ca să închei și eu așa discuția despre agricultură, cred că discuția despre agricultură și despre cum ar trebui ea făcută este o discuție pentru viitorul imediat.
Ceea ce am discutat în seara asta în legătură cu venitul universal de bază este o discuție pentru termen mediu și termen lung. Deci sunt planuri diferite de discuție, ca să spun așa. Și poate că ar fi interesantă o temă într-o seară și mă bag să discutăm puțin despre vremurile trecute, nu de foarte multă vreme trecute, respectiv despre vremurile acelea dinainte de 1989 și despre cât de greșit sunt înțelese ele. Pentru că asemenea tare, cum spune colegul nostru, că este greșită înțeleasă ideea de cooperativă, nu doar ideea de cooperativă, sunt foarte multe idei care sunt de fapt bune și care au căpătat așa o aură comunistă și din cauza asta sunt date deoparte, când de fapt ele sunt idei foarte bune. Și numai foarte, foarte, foarte multe lucruri sunt de spus în legătură cu trecutul. Dar aș vrea să păstrăm un pic în domeniul acesta. Eu l-am rugat pe Oleg să pună o imagine pe ecran care să ne arate cum a evoluat sărăcia în lume în ultimii 200 de ani. Este o statistică care începe de la anul 1820, dar eu cred că nu o vedeți, așa este? Ba da, ba Că da. eu... Dacă vreți, deschideți-o la dumneavoastră pe computer, dar acum toată lumea vede imaginea despre care vorbiți. Dar vede imaginea și numai eu văd imaginile cu... Ok, deci toată Eu lumea... nu văd. Nu știu unde ai pus. Ok, Vreau eu să nu văd. spun, trebuie O să fie bag ceva în de emisie, lucru. da. Nu pot partaja în grupul în care discutăm, dar o bag în emisie. Ah, ok. Lasă că Ok. o să... Da, Da. înțeles. Sunt E pe un telefon. grafic, da. În Este care un grafic nivelul care numărul populației sărace scade până la arată 10%. sărăcia extremă. Cum a evoluat sărăcia extremă în ultimii 200 de ani? Și statistica este începută la 1820 și dacă o să vă uitați acolo pe grafic, o să vedeți că peste 90%, aproximativ 93-94% din populație în anul 1820 trăia în sărăcie extremă. Atenție, sărăcie extremă înseamnă că nu știa omul dacă mâine are sau nu are ce pune pe masă. Deci asta înseamnă sărăcie extremă. Și această sărăcie extremă s-a păstrat la cote extraordinar de înalte. Pe la anul 1900 rămăsese cam în jur de 80% sau peste 80% din populația lumii era în sărăcie extremă. Deci s-a păstrat la aceleași cote în momentul în care s-a inventat această ideologie care era ideologia comunistă. Deci ideologia comunistă este potrivită acelor ani. Acum, dacă o să ne uităm pe grafic, o să vedem că după cel de-al doilea război mondial și mai ales după 1970, sărăcia extremă începe să scadă în lume extraordinar de mult. Pentru că probabil automatizarea, computerizarea puternică a industriei a dus la acest avânt și în momentul actual suntem la sub 5% sărăcie extremă. Deci raportul pur și simplu s-a inversat. Având în vedere acest lucru, noi discutăm acum de pe cu totul alte baze. Nu mai putem să vorbim nici despre comunism, nici despre capitalism. Eu cred că trăim într-o societate modernă care cere soluții moderne. Și am să vă pun la dispoziție acest grafic, dacă vreți să-l vedeți. Merită să vă uitați cu atenție la el și să judecați asupra lui. Și cred că un partid care este responsabil și care se gândește la viitor trebuie să țină cont de aceste aspecte. Și încă un lucru vreau să spun. Știu cam care este, nu că știu, bănuiesc foarte bine care este situația economică a marii mase din Moldova, pentru că în aceeași situație am fost primii acum vreo 10 ani. Dar uitați-vă că din ce în ce mai multă lume în România se mută la oraș, deja populația urbană este în proporție serioasă de peste 50%. Asta având în vedere că foarte mulți dintre cei care sunt declarați că locuiesc la țară, de fapt ei locuiesc în suburbii și sunt, cine știe, poate programatori sau poate lucrători tehnici de înaltă performanță, ei lucrează de fapt în oraș, dar ei sunt trecuți la țară. Deci cred că este realist să estimăm că 60% din populația României locuiește, trăiește în mediul urban. Agricultura este mai puțin practicată de fiecare familie în parte. Agricultura aceea de subzistență a fost foarte importantă și pe vremea lui Ceaușescu, când trăiam cu toții pe baza porcului pe care îl mâncam de la țară, și a fost importantă și după 1990. Cred că până după anul 2000 a rămas. Dar acum, gospodăriile au regresat foarte puternic.
Localitatea din care vin eu avea, din câte știu, vreo 800 de vaci înainte de Revoluție și acum este la vreo 70 de vaci de toate, în toată localitatea. Deci, și vărpița era, știți, probabil, la țară, este extraordinar de importantă, pentru că după o vărpiță mănâncă toată familia. Mica zicea că dacă ai o vărpiță, și cățel și purcel și cortel și gigel. Pe mine mă cheamă cățel și frate meu gigel. Deci, asta era atunci, dar uitați-vă că lucrurile acum se transformă extraordinar de mult. Și acum noi trebuie să gândim spre viitor. Vedeți, agricultura deja rămâne din ce în ce mai multe seama profesioniștilor, legumele se cultivă în sere, animalele se cresc în ferme, animale, suprafețele întinse se lucrează mecanizat și cred că... dați-mi voie să vă spun un lucru foarte interesant. Am avut o emisiune la televizor despre o doamnă, Reca și este vorba, care directorul cramei respective, că ei culeg struguri automatizat. Deci ca să-i culeagă automatizat, e nevoie să-i cultive pe niște rânduri care sunt puse la o anumită înălțime și la o anumită distanță și sunt niște mașini de recoltat care sunt așa ca niște fuste care îmbracă pur și simplu rândul și se deplasează în lungul rândului cu o viteză mai mare decât viteza pasului de om. Și în spate rămâne ciorchinele fără boabe. Deci recoltează doar boabele, dacă vă puteți imagina. Asta, gândiți-vă la struguri cât de important este să le recoltezi la un anumit moment. De unde să iei sute de muncitori pe care să-i bagi în podgorie să se recolteze la un moment dat? Dar așa, ai luat mașina, ai pus-o, a făcut treaba. Mașina o pui în hangar, anul viitor o mai folosești încă o dată. Deci societatea se transformă extraordinar de tare și noi, dacă vrem să fim un partid important, trebuie să ne gândim spre viitor, nu spre trecut. Și cred că nici măcar către prezent, ci spre viitor. Vă mulțumesc. Îl salutăm și pe Gabi Ursescu. Ni se alătură cam în fiecare seară și contribuie interesant la discuțiile noastre. Poate și în seara asta a fost incitat și el de discuția despre venitul Servus. minim garantat, Eu o ce idee scuze că care deja a fost pusă în practică într-o țară scandinavă. Discuțiile sunt interesante, calitatea discuțiilor este peste medie, vreau să vă felicit pe toți. Și este clar că trebuie să continuăm tot așa. Nu știu cum să încep, dar voi lua așa la venitul mediu garantat, minim garantat. Lumea trebuie să știe că noi, ca și verzi, Partidul Verde, ca și partea verzilor europeni, au niște chestii foarte interesante, foarte originale și lumea nu știe că Partidul Verde este parte în această alianță parlamentară europeană și în 2018 ei au propus un venit minim garantat la nivelul Uniunii Europene și eu sper că în următoarea perioadă acest document să-l și traducem în limba română, fiindcă deocamdată există doar în limba engleză, germană și eventual franceză. Bun. Ați vorbit de partea de antreprenoriat, de țăran, de fermier și așa mai departe. Eu nu am crezut și înainte, dar acum, datorită acestei crize, datorate COVID și crizei alimentare, crizei economice care este deja instalată și care o să urmeze, cu atât mai mult sunt convins că viitorul va fi acelora care are un petic de pământ. Fiindcă dacă am vorbit de venitul minim garantat, noi trebuie să vorbim și despre terenul minim garantat, să zic așa, pe fiecare persoană în parte. România are un avantaj la care noi nu ne gândim acum. În sensul că mulți au părăsit casele de la țară, partea de bunici, mătuși și așa mai departe și au migrat către oraș. Dar ei au o rădăcină acolo. Eu știu că calitatea vieții aparent este mai bună la oraș. Ai tramvai, ai asfalt, poate mai una alta și nu ți este mai așa să-ți iei cizmele de la țară și să mergi prin glodul de acolo, mă înțelegeți? Sau să simți mirosul de porc sau coada vacii de la țară. Dar noi trebuie să regândim, să facem o filozofie astfel încât să avem respect
de locul de unde venim, de la țară, indiferent că venim de la Bucovina Montană, dau un exemplu, că sunt bucovinean și eu, dar pe partea montană, sau din Bărăgan, de undeva. Chiar nu contează. Noi trebuie să ne reconectăm cu satul, cu lucrurile simple, fiindcă este dovedit acum că la orășenii acum urlă mulți dintre ei că s-ar duce undeva. Mă înțelegeți? Și stau undeva la etajul 10, gândiți-vă că vine căldura. O să stea undeva la 10, la etajul 10, într-o garsonieră cu familia, că mulți așa stau și trebuie să o recunoaștem, și și-ar dori să vadă un petic de verde, mă înțelegeți? Deci, psihologic, o iei razna. Asta este peticul ăla de pământ are și alte roluri în afară de cele alimentare. Și la asta noi trebuie să ne gândim. Au tot așa cum unui deținut. Eu fac acum extrapolez exemplu, unui deținut după anumite reguli internaționale, drepturile omului și tot bla 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 ăsta, mă înțelegeți? Are dreptul la 2 ore de plimbare pe curte, are dreptul la nu știu ce și nu știu cum, mă înțelegeți? Ei bine, tot așa, noi acum noi suntem într-o cușcă, noi suntem fără voia noastră închiși oarecum. Arest la Și domiciliu. concluzionez, Tocmai da, asta trebuie să ne dea de gândit. E tocmai asta bine că ai trebuie, precizat. exact, tocmai asta, eu spun de chestia asta de 2-3 săptămâni. Este un timp al reconcilierii și a revenirii la origini, la lucrurile simple. Ca să mă leg și de ce spui tu și de ce a spus Constantin mai devreme, eu aș spune așa. Sunt pentru progres, pentru tot ceea ce ne poate ușura nouă oamenilor munca. Sunt de acord cu tehnologia, cu exemplu pe care l-a dat despre via respectivă, cum se recoltează. Dar nu vreau să ne lansăm într-un program în care să, nu știu, să avem ca obiectiv peste 50 de ani să fie toată lumea urbană. Nu. Eu cred că procesul trebuie să fie oarecum invers. Adică în loc să-i aducem pe toți de la țară la oraș, ar trebui să facem ca la țară să le creăm din ce în ce mai mult condiții pe care le avem și noi la oraș, dar țara trebuie să rămână în continuare acolo, satele trebuie să rămână, pentru că altfel, exemplul ăsta pe care l-ați dat, că erau 800 de vaci și acum mai sunt 70, păi e în defavoarea noastră, că de-aia ajungem să mâncăm mâncare cu plastic și lapte nu știu de care și importăm fel de fel de produse alimentare de pe nu știu unde, pentru că noi nu mai producem. Eu vreau și militez și o să particip cât se poate de mult să creștem nivelul societic. Asta înseamnă social, să egalizăm un pic inechitatea asta socială, diferențele, dar să nu-i mutăm pe cei de la țară aici, nu că am ceva împotrivă. Eu însumi care sunt la oraș de atât de mult timp, exact ce spune Gabi, îmi doresc, mi-aș dori acum să am un loc undeva la țară. Exact. Vă dau un exemplu foarte clar. De fapt, două, de fapt. Întâmplarea face, eu nu mi-am dorit să locuiesc în Suedia, dar așa a fost. Eu nu pot să spun că acum nu mă bucur. Da, mă bucur, dar rău să mint. Dar gândul meu zi de zi, credeți-mă, este să mă întorc în România și mă voi întoarce în condițiile în care e criza asta și chiar asta m-a ambiționat, de fapt, mult mai mult. Diferența în Suedia între un orășel de statura medie, între un sat din Suedia și Stockholm, deci urmele mari, raportat la calitatea vieții, nu este atât de mare. Dimpotrivă, vezi anumite ferme unde lângă stă poate o Tesla și lângă dita mai tractorul. Și îl vezi pe proprietar. Asta am văzut cu ochii mei. Îl vezi pe proprietar în salopete de tractor băgându-se în Tesla. Mă înțelegeți? Deci ce înseamnă asta? Cu omul ăla clar că nu va pleca de acolo. Are o afacere care merge bine, produsele lui sunt vândute deja cu un an de zile înainte, el are o predictibilitate. Dar fermierul român nu are predictibilitate decât cu foarte puține excepții, acolo unde s-au organizat un pic. Unde vreau să ajung? Noi trebuie să lucrăm la calitatea vieții. În momentul în care cel de la sat, și aici vine al doilea exemplu, cu acel primar de la Ciugud,
În momentul în care primarul de la Ciugut a reușit să convingă consilierii și localnicii pe un drum cu, care duce calitate, în sensul că a acționat proiecte europene, oamenii au văzut că se poate, lucrurile s-au schimbat. Credeți-mă că e bătălie pe o casă la Ciugut acum. Mă înțelegeți? Deci asta este lucru. Uitați-vă, vă mai dau un exemplu tot în România. La Cisnădie. Faceți o plimbare vara, acum din cauza COVID-ului, e clar că totul, dar în perioada estivală se vorbește mai mult franceză și nemțește pe oraș. Uitați-vă, dați un Google sau Google Maps și plimbați-vă cu mouse-ul prin Cisnădie sau Cisnădioară, Rășinari. Vă veți uimi cât de frumos este și vezi acolo în Cisnădie, vezi un parc, vezi un perete de alpinism, ai chef să mergi la munte, te pui în mașinuță sau în autobuz și în jumătate de oră ești la Păltiniști. Ai chef să vezi o grădină zoo, iei autobuzul și în 20 de minute ești la grădină zoo sau la muzeul satului. Noi trebuie să lucrăm la calitatea vieții. Nu mai trebuie să muncim la cocălărism, că asta este. Oraș, wow, fain, înghesuială. Și ce vezi? Raf, înghesuială, metrou, scuipături pe jos și așa mai departe. Deci, poluare, exact, vezi poluare. Orașe pentru noi, că mașini în continuu. Exact. Noi trebuie să lucrăm la partea asta de calitatea vieții. Da, o să fie greu, dar nu imposibil. Și vă dau un exemplu. Acum câteva zile, probabil văzuse un domn de la cooperativa MOL Țărănesc și îndrăznesc să le fac un pic de reclamă, unde sunt undeva la 400 de afaceri de fermieri băgați, înscriși acolo, MOL cu 2 de L, molțărănesc.ro, și îmi doresc ca unul dintre reprezentanții acestei cooperative să vină în emisiunea noastră să ne explice cum funcționează ei și cum poate această inițiativă să ajute alte inițiative mai mici sau alții să facă același lucru care fac și ei. Fac o concluzie a celor ce am spus acum. România are un potențial agricultural enorm și de aici beneficiază și sectorul Horeca enorm. Surplusul îl putem fără dor și poate exporta unde vrem noi, pe bani buni, și noi trebuie să ne conectăm și cu Republica Moldova. Au vinuri bune, au tradiție în ce vreți voi și iată că de acolo sunt niște poduri. România poate produce produse bio care se le vândă la prețuri bune și vă dau un exemplu. Am vorbit cu un apicultor acum ceva vreme și a fost sunat de un comerciant din Norvegia, dacă nu mă înșel, și l-a spus: du-mi miere, nu contează prețul. Înțelegeți? Am terminat. Asta vreau să spun apropo, că acum nu pentru că e neapărat Oleg și încă nu suntem atât de, eu știu, Basarabia e România, ca să ne înțelegem, da? Deci ei sunt români. Că o chestie care s-a întâmplat, soarta noastră a fost să ni se rupă din, cum și partea Bucovinei. Acum eu nu spun că trebuie să trecem să fim atât de extremiști, să declarăm în niciun caz. Trebuie totul diplomatic, exact cum chiar în discuțiile trecute am spus și poate sau poate am auzit și de la voi. Soluția va fi aceea, să ne luptăm ca Republica Moldova să se integreze, să-i ajutăm să se integreze și în Uniunea Europeană și atunci unirea și faptul că, până la urmă, ei sunt frații noștri, ei vorbesc aceeași limbă. Adică nu putem să avem. Și tu ai punctat foarte bine agricultură și așa mai departe. Eu vreau să-l felicit și pe Constantin pentru că ideea acestei emisiuni și discuții este extraordinară și dezbaterea chiar mi-a plăcut foarte mult. Noi trebuie să avem cât mai multe dezbatere aici, ba chiar nu numai să implicăm pe membrii sau pe cei care sunt simpatizanți, dar și pe toți ceilalți care ne urmăresc, pentru că tocmai asta vrea Partidul Verde să aducă, vrea să arate că se poate face politică de la firul ierbii cu adevărat. Nu mințind, cum vă vedeam ieri pe Alina Gheorghiu, care a trecut pe sub masă așa o lege votată de Senat
Și mai are și tupeul să vină să spună că a consultat opinia publică. Să vă spun ce înseamnă pentru ea opinie publică. Că, domnule, am consultat opinia publică, adică Parlamentul, parchetele, CSM-ul și câteva cadre universitare. Păi i-am și scris un articol așa, i-am adresat, păi dar noi ceilalți muritorii de rând care suntem chemați la vot că de, e democrație, noi ce opinie suntem? Adică noi ne suntem în halul ăsta, nu? Noi tocmai asta trebuie să aducem o politică nouă. Exact. Trebuie să consultăm tot timpul cetățenii. Exact. Că noi de asta, de asta luptăm noi să facem, nu să ne facem noi de capul nostru. Da, domnul Buga să spune după aia o chestie apropo de treaba asta. Da, domnul Buga, ascultăm. Da, eu dacă mai sunt în legătură, mai am da, un fer de oră. Da, se vede și se aude din bine. Toate, mulțumesc. Din toate notițele pe care mi le-am luat și intervențiile care s-au făcut, eu n-am notat că, practic, subiectul propus de Costel, de domnul Lupăescu, care ar fi venitul minim garantat, ar trebui extrapolat la necesități minime garantate, în sensul că în locul venitului necesitățile devin aerul, apa, topica, căldura, și ceea ce spunea Gabriel, plecând de la minimum de teren, este de fapt mobilitatea fiecăruia și posibilitatea de a avea un loc unde să se miște. Iar această lipsă de mobilitate care ne aduce criza asta de la pandemie, cred că ne face să înțelegem cât de importante, pe lângă necesitățile primare, sunt obișnuințele și ființa umană de a putea să se miște într-un spațiu minimal garantat și în plus să se relaționeze fizic cu ceilalți. Pentru că, pe de o parte, ne dă posibilitatea să putem să comunicăm de la distanță, dar faptul că ne lipsește spațialitatea, faptul că ne lipsește mirosul celuilalt, a te uita în ochii lui de aproape, este o trunchiere pe care progresul ni-l aduce, dar în niciun caz nu trebuie renunțat la ceea ce este ființa umană și ceea ce ecologia în sine cred că o transmite ca mesaj. Felicitări, mi-au dat lacrimile, deci sincer vă spun, asta trebuie, deci de asta existăm și de asta facem politică. Tematica este teribil de interesantă și trebuie gândită efectiv în sensul necesității individului și a comunității plecând de la familie cu treptele ei care există, comună, județ și așa mai departe. E o tematică teribil de interesantă și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru propunere. Nu Costel, că sunt și cunoscut de ani de zile. Eu la început mi-era frică, Costel, facem noi doi ceea ce face Florin Călinescu, că ne apucăm de glume și de amintiri. Da, am monopolizat discuția, dar văd că a decurs lăsați că vine el, el la mișto cât de curând. La câte prostii a făcut în liceu. O să ne ia la mișto cât de curând. Dar e bine că suntem un pic special în sensul că putem face discuții teme interesante, de actualitate și cu zâmbetul pe buze și da, putem aduce soluții și fi pro-soluție. Eu cred că este un lucru care este frumos și lucrul ăsta trebuie să ne caracterizeze și pe viitor. Ce vreau eu să zic, fiindcă emisiunea se apropie oarecum de final și vreau să îndemn cei care ne urmăresc să ne aprecieze pagina Verzilor, Partidul Verde, să dea acolo un like și un follow,
De asemenea, avem Partidul Verde Diaspora, cei care sunteți în diaspora, fiindcă noi vrem să facem o echipă cu cei din țară, nu vrem să fim separați, vrem să fim uniți. Și da, să invităm în cadrul emisiunilor noastre real și oameni din societatea civilă și cei care sunt de la alte partide, fiindcă până la urmă vrem să ridicăm standardul. În sensul bun și da, trebuie să spunem verde în față așa lucrurile cum sunt, fiindcă adevărul ne va elibera. Asta este. Mulțumesc tuturor pentru participare. Înțeleg Mulțumim că și noi. mai vrea domnul Lupaiescu să mai zică ceva la final. Nu, eu am vrut doar să salut toată lumea, dar dacă mi-ați dat cuvântul, aș vrea totuși să spun că îmi place foarte mult ideea lui Mugur. Nu doar venit de bază universal, ci să mai completăm acolo cu și cu alte drepturi care ar trebui să fie universale. Extraordinară idee și ar trebui să o punem în practică. Am să vă rog să vă uitați peste inițiativa mea legislativă aia din 4 articole și cine știe, poate că o completați cu chestia asta. Mi se pare extraordinar. O seară bună tuturor vă doresc. Da, mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne vedem și în seriile următoare. Noi în fiecare seară de, în zile de lucru, la ora 7, vă invităm pe Unde Verde să vorbim verde în față sau verde în ochi, cum se mai zice în alte părți. Să ne ținem de urât cel puțin acum în perioada de carantină și de Nu, eu cred că izolare la putem, domiciliu. exact, eu cred că putem crea soluții și este o ocazie bună pentru toată lumea să abordăm un alt mod toate lucrurile. Este și timpul care este în favoarea noastră acum. Asta este. Mulțumim, seară bună, ne Seară vedem și bună. mâine seară, Numai da. bine. Seară bună tuturor. tuturor. Perfect. La revedere și data viitoare, toate cele bune.